A fost o presiune suplimentară în 92, când deja erați campion olimpic și ați revenit la Jocurile Olimpice la Barcelona. Absolut. Cucerind atunci și un loc 3, medalie de bronz. Absolut. Prima medalie, și vorbesc aici nu numai de prima medalie olimpică, primul titlu de campion național, da, este foarte greu de obținut, mult mai grele sunt următoarele, când deja știi că sunt așteptări. Antrenori, tehnicieni, familie, prieteni, ei vor să repeți și atunci, sigur, și eu vreau să repet, însă atât am putut să fac în zilele respective ale jocurilor de la Barcelona, am fost foarte bine pregătit și acolo, am intrat într-o finală la 10 metri la un punct avans față de locul 2, atunci scorul din calificări se adăuga celor 10 focuri trase în finală. Asta a fost presiunea înainte de ultimul foc, a fost uriașă, pentru că eu am condus acea finală din momentul în care am intrat până la focul 9. La focul 9 am ezitat, emoțiile au fost uriașe, am lungit un picuț execuția, ieșit nu tocmai în centru, și am pierdut la 6 zecime medalia de aur și la o zecime medalia de argint. Am venit pe locul 3.